Bună și bine v-am regăsit, fetelor și băieților, dacă sunt și băieți care mă urmăresc, dar știu eu sigur că măcar unul se uită la clipurile mele. Acesta este ultimul video din 2023 și pentru că ne vedem abia la anul, vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această călătorie parfumată din 2023. Știu că sunt și sărbătoriți pe aici și eu sunt născută pe 1 ianuarie, știu sigur că o persoană tare dragă mie este născută în aceea zi cu mine și vreau să vă spun la mulți ani, fie ca noul an să vă aducă sănătate în primul rând, echilibru, fericire, bucurie și iubire. Să fiți iubiți și să iubiți și pentru că știu că vă plac parfumurile și de aceea sunteți aici, vă doresc să aveți și în 2024 o călătorie parfumată magică. Știu că o să înțelegeți această urare, știu sigur, pentru că de aceea suntem aici, pentru că iubim parfumurile mai mult decât ar trebui, probabil. Să descoperiți și în 2024 parfumuri care să vă umple inima de bucurie. În clipul de astăzi vorbim despre descoperirile anului 2023. Vorbim despre parfumuri pe care eu le iubesc foarte mult și mă bucur că sunt în colecția mea și facem cumva așa o recapitulare parfumată a anului 2023. Sunt câteva parfumuri, am vrut să fac un top 10, dar ca de obicei nu mă pricep la asta și nu-mi iese niciodată, așa că eu cred că sunt vreo 15 parfumuri despre care să vorbim pe scurt, desigur, pentru că voi deja le știți. Să știți că nu am pus parfumurile pe categorii, am aici lângă mine parfumuri mai ieftine, parfumuri mai scumpe, din toate categoriile și voi începe cu acesta, cu Velvet Night de la Umbaya, un parfum cald, seducător, sexy, poate fi foarte, foarte potrivit seara, se duce cumva în zona Oriana, Love Don't Be Shy, dar este ceva mai de seară, mai sexy decât cele două și are un iz oriental. Este un parfum cald, este un parfum frumos și puternic și are și un preț foarte bun. Pe el îl găsiți pe Military Shop în general sau pe, cum îi zice, Best Value. La un preț super, super ok, mai ales dacă prindeți reduceri. Și dacă tot am vorbit despre Oriana, o altă descoperire, mai recentă ce-i drept, l-am comandat blind și m-am obișnuit cu izul acesta. Este un iz puternic, floral și dulce în același timp, prințesistic, foarte girly și foarte frumos. Un alt parfum care îmi place mult și este un parfum de nota 10 din punctul meu de vedere. Hai că tot suntem aici la categoria asta. Tot un parfum pe care eu îl pun în aceeași categorie cu Velvet Night. Tot așa un parfum sexy, dulce, foarte potrivit îl văd. Seara, este fructat, este cremos, s-a mai așezat și el și îl văd, simt în el ciocolata albă acum. La început n-am simțit-o eu și acesta este o bombiță, o bombiță foarte intens, foarte persistent, un pic afumat. De fapt are ceva acolo, poate ud, nu știu sigur dacă are ud. Dar simt ceva acolo în spate, lemnos așa și mai întunecat. E foarte frumos parfumul ăsta și pe el când îl folosesc îl simt pe mine ce toată ziua și rămâne pe haine până le spăl, cu siguranță. Trecem mai departe la un parfum care este ceva mai elegant, feminin, mai matur, mai sofisticat, aș putea să spun, este vorba despre Chanel numărul 19 pudre.
îmi place foarte mult sticluța asta și pulverizatorul. Da, e pudrat, miroase a iris. Este un parfum elegant. V-am mai spus că mă duce cu gândul la o femeie elegantă, o femeie bogată și discretă în același timp. Foarte mult îmi place parfumul acesta. Dacă aveți ocazia să-l testați, testați-l. E preferatul meu de la Chanel momentan. Trecem și la Star, un parfum pe care mă bucur că l-am descoperit anul acesta. Uitați-vă cât am consumat din el și are 100 de mililitri. L-am folosit în perioada rece, este un parfum potrivit în perioada rece, un parfum care este dulce, dar are și o parte florală. Doamne, cât de bine miroase parfumul acesta! Are apărut pe site-uri la prețul acela ok și dacă nu l-ați încercat, încercați-l. Încercați-l pentru că este și dulce și floral în același timp. Bombonicios cumva, este o parte florală, dar nu foarte puternică. Mai puternic este izul acesta bombonicios. E superb, 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 superb. Și are și un preț super, super bun. O altă descoperire de anul acesta este Emeras sau Amurus de la Rule Fragrances. A fost un an foarte interesant în care am cunoscut oameni noi și am fost la evenimente și i-am cunoscut și pe cei care dețin această casă, Rule Fragrances. Am fost la evenimentul din Delirium atunci când au venit aceste parfumuri în România și am descoperit multe parfumuri de la Rule Fragrances care mi-au plăcut, iar acesta este un buchet mare de trandafiri, dar o interpretare diferită. Foarte frumos și foarte interesant, foarte elegant, foarte elegant. Vai, cât de bine miroase și acesta. Da, este un parfum elegant, sofisticat, foarte frumos, foarte frumos. Un altul este Amouage Honor 43 și acesta este un parfum versatil din care am consumat foarte mult, deși nu prea se vede, pentru că nu se vede prin această sticluță. Nu l-am mai purtat de ceva timp pe el, dar îl văd, vai, vai, vai. Are o deschidere așa proaspătă și fructată. Și are un background cremos, lăptos. Știu că are piele în compoziție și îi dă profunzime parfumului, dar simt o deschidere proaspătă, fructată, un iz cremos, lăptos, floral, cremos. Este un parfum la fel versatil, pe care l-am văzut mai potrivit în perioada rece, dar îl văd potrivit primăvara, toamna, iarna. Destul de versatil este parfumul acesta și miroase extraordinar de bine. O altă descoperire de anul acesta este Alba, noul parfum de la Casa Goa. Am fost și la lansarea acestui parfum și am cunoscut mai bine parfumurile de la Casa Goa și creatorul acestui parfum, care este un om foarte, foarte prietenos și sensibil, și parfumul acesta este unul foarte feminin și foarte frumos, foarte puternic, miroase foarte bine. Mă bucur că am descoperit parfumurile de la Casa Goa și să știți că mi-a mai plăcut foarte mult și Cubano. Foarte mult. Și următorul este Ia,
pe care de fapt l-am descoperit eu anul trecut când l-am testat la Mihaela, dar a ajuns în colecția mea anul acesta. Este iarna într-o sticluță, miroase fructat, v-am mai zis că mi se pare că miroase a ce se pune într-un cozonac mai degrabă decât a aluat, deși pentru mine mirosul de cozonac este mai mult aluatul acela. Parcă aici simt miros de ce se pune în cozonac, rahate, fructe, cacao, este fructe confiate, este dulce, este puternic, este frumos, este un miros de Crăciun, de sărbătoare, foarte frumos este. Vi-l super recomand și pe acesta, ia. Și minunatul acesta de la Killian, I don't need a prince by my side to be a princess, sau Princess de la Killian. Doamne, deci mi-a plăcut atât de mult când am purtat parfumul ăsta într-o zi. Atât de mult m-a bucurat toată ziua și m-am minunat de el toată ziua. Da, da, are o deschidere proaspătă și se îndulcește, miroase a bezele. Are o aromă atât de plăcută. Exact cum v-am mai spus și în clipul trecut, cred eu, parfumul ăsta te face să te simți ca o prințesă adevărată. Și următorul este acest Burberry Goddess. Deci eu când am testat parfumul acesta, am zis, îmi trebuie. Îmi trebuie pentru că are multă vanilie, pentru că este cald, pentru că este nuanțat, pentru că este plăcut. Are și un iz proaspăt, dar v-am mai zis eu că are așa nuanțe de cacao, de lavandă, este cald, este plăcut, este ca o îmbrățișare și mi se pare parfumul perfect pentru perioada rece, un parfum așa de zi cu zi, care să-ți dea o stare super, super bună. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Și știți? Un alt parfum pe care l-am descoperit eu anul acesta este Gritty Tutu, un alt parfum prințesistic și girly. Da, te duce cu gândul la o balerină, la un tutu. Este fructat, este cremos, este pudrat, miroase a zmeură cu frișcă cumva. Nu știu ce note are, dar vă spun că miroase a ceva pufos de culoarea asta, un desert pufos de culoarea asta, nu foarte dulce, feminin, girly, versatil și superb, 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 superb. Pe el îl văd foarte versatil, nu prea l-am purtat în ultima perioadă, de fapt nu prea l-am purtat de când l-am luat, pentru că îl văd foarte potrivit și primăvara și am foarte multe parfumuri extrem de dulci pentru perioada asta și m-am axat pe ele și pe noutăți, pentru că știți cum se întâmplă, le porți întotdeauna pe cele noi. Da, dar îl văd foarte, foarte potrivit primăvara, destul de versatil. Îl port cu mare plăcere și acum, pentru că este un parfum dulce, dar v-am zis, am avut întâietate parfumurile și mai dulci, și mai puternice, și mai intoxicante. Acesta nu este un parfum intoxicant, este foarte plăcut. Și da, se pare că a fost anul parfumurilor prințesistice și m-am dus foarte mult în direcția asta de parfumuri dulci și girly. Și Grand Ballo de la Casa Moratic, Sergiof este la fel, am dat cu el pe palmă. Da, și pe el îl pun și el este dulce, este plăcut, este feminin, este girly. Doamne, cât de bine miroase. Da, și pe el îl pun în aceeași categorie cu Gritty Tutu, deși acesta este mai dulce decât Gritty Tutu. Știu că se usucă și el pudrat, plăcut. Da, un alt parfum care îmi dă o stare super, super bună și un alt parfum care te face să te simți ca o prințesă. Ok,
cred că acesta este cel mai ieftin parfum din această selecție și probabil că și din colecție. Este un parfum pe care îl găsiți pe Dubai Collection. Am și un cod de discount dacă faceți cumpărături acolo. Uitați-vă cât am consumat din el. Am mai făcut eu câte un decant să mai dau și la alte fete să testeze, dar nu foarte mult. L-am folosit pentru că îl ador. Este fructat, suculent, vanilat, caramelicios, delicios. Îl ador. Îl ador și am și backup la el. Și pe acesta cred eu că l-am descoperit tot în 2023. Amo Ferragamo, un alt parfum pe care eu îl iubesc foarte, foarte mult și mi se pare că nu prea este băgat așa în seamă și insist cu el. Este mai proaspăt, mai suculent. Uitați-vă cât am folosit și din acesta și el are tot 100 de mililitri, cred eu. Da, are 100 de mililitri. Este mai zemos, mai proaspăt, dar știu că se usucă și el lemnos, pudrat, vanilat. Nu l-am mai folosit nici pe acesta de ceva timp, pentru că îl văd mai potrivit în perioada ceva mai caldă și nu neapărat că îl văd pe el mai potrivit în perioada mai caldă, doar că m-am axat pe parfumuri mai intoxicante, dar îl iubesc oricând și pe el. Oricând. E foarte, foarte frumos. Un alt parfum pe care am vrut neapărat să-l pun în această selecție este Le Rêve de Nirmala de la Molinard. Cred că și pe el l-am descoperit anul trecut când l-am testat și anul acesta a ajuns în colecția mea. Este un parfum superb și dacă vă plac parfumurile dulci, ciocolatoase, fructate, vi-l super recomand. Nu are un preț prea mare nici el și are și un iz de fructe exotice, este și ciocolatos, este plăcut. Da, foarte frumos este și Le Rêve de Nirmala. Și ultimul parfum din această selecție este Valentino Donna Born in Roma Intense. Este absolut superb parfumul acesta. Este un parfum cu o vanilie foarte frumoasă, cu o iasomie foarte frumoasă. Totodată este un parfum cald și plăcut și elegant. Eu am testat și Valentino Donna Born in Roma și acela îmi place foarte mult. Cumva dacă le ai pe ambele în colecție, pe acesta îl văd mai potrivit seara, pe acela îl văd mai potrivit pentru zi, dar oricum este un parfum pe care eu l-aș purta oricând și oriunde. Este dulce, este plăcut. Și testați-l și pe acesta, este foarte intens și persistă super, super bine. Ei bine, acesta este topul descoperirilor parfumate din 2023. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Încă o dată vă spun la mulți ani, să ne auzim cu bine în noul an. Vă mulțumesc pentru vizionare, pe mine mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok. Aveți în descriere toate informațiile. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!